Salut, eu sunt Alessia și astăzi vom face un nou clip în care vă voi vorbi despre... Firea la cum trebuie să-mi schimb bluza. Bun. Asta cred că e bună. Logo ceva? Nu. Bun. Acum trebuie să-mi dau și ochelarii jos. Bun, sper să nu arăt ciudat de parcă văd în ceață. Mă rog. Salut, eu sunt Alessia și astăzi vom face un clip. Mie îmi plac mult cărțile Harry Potter, așa că m-am gândit să vă prezint și opinia mea despre una din cărți, cea preferată chiar. Bun, deci ne trebuie cartea. Avem cartea. Asta mea. Stai. N-am cum să bag cartea în clip. Și nici nu pot vorbi despre ea. Dacă îi trimit autorii mesaj să mă lase să pun cartea în clip, oare va zice da? Dar oare va vedea mesajul vreodată? Deci, am făcut clipul ăsta pentru că Uniunea Europeană a propus o nouă lege, foarte cunoscută drept articolul 13. În ea se spune că cei ce nu au o aprobare pentru a pune ceva în clipul lor, gen muzică, poze, obiecte de la o anumită firmă, vor avea clipul șters de pe YouTube. Și asta este foarte aiurea pentru că canale gen... Atenție că admere, top 8 și multe altele nu vor mai avea cum să posteze pentru că, gen, ai nevoie, povestește un atestat istoric. Ai nevoie de poze, nu? De unde poze? Că n-ai cum. Sau la vloguri, pui o melodie pe fundal și nu... Ei, acum, dacă legea este aprobată, va trebui să ceri creatorului voie și să ai ceva care atestă că creatorul obiectului, melodiei, pozei ți-a dat voie să o utilizezi în clipul tău. Și chestia este că clipul de dinainte arată cum ar începe să fie prezentate clipurile pe YouTube, dar articolul numărul 13 va fi aprobat. Adică nu tu poze inserate, nu tu melodie de fundal, nu tu, titluri de cărți fără citate. Desigur, poți să le bagi doar dacă obții aprobarea. Și cum să bagi un citat al unui om mort în clip dacă el nu-ți dă aprobarea? Pentru că n-ai cum să îl ceri, că e mort. N-ai cum. Deci e o lege idiotă. Și prin acest clip vrem ca noi, creatorii de conținut, să vă încurajăm să vă exprimați opinia în mod public prin crearea unui clip. Poate fi și de 2 minute, și de 10, și de o oră, poate fi de cât vreți voi, numai să vă exprimați opinia. Pentru că chiar dacă consider că clipul tău, că videoul tău este neînsemnat pe lângă o droaie de filmulețe pe această platformă, să zicem că sunt 1000 clipuri contra și 1000 de motive pro. Și dacă vii tu cu clipul tău, poți fi al 1000-lea unul care înclină balanța înspre noi, înspre cei ce nu vor legea asta. Deci sfatul nostru este să fim uniți și să dăm legea asta jos, să nu se aprobe niciodată. Fiți atenți că până la finalul anului... putem face asta, pe la finalul anului am înțeles că se aprobă sau nu. Și vă voi lăsa un link în care să citiți despre tot mai exact, să vă faceți și voi o opinie. Puteți să vă uitați și la alte clipuri de genul acesta pe platformă, că pe mine m-a inspirat acest videoclip pentru că am primit notificare astăzi de la o grămadă de YouTuber cu articolul 13. YouTube-ul va fi șters? Nu va fi șters. Vă informați mai mult de acolo. Eu doar atât vă încurajez să vă exprimați opinia în mod public.
atât am avut de spus despre acest subiect. Nu voi aborda subiecte serioase în general de acum încolo, pentru că nu fac asta, nu asta vreau, nu acest tip de conținut vreau să am pe canal. Dar chestii de genul care chiar sunt importante le voi mai introduce. Până atunci, eu rămân la programul meu normal de postat, unul haotic complet, din lună în lună. Cam atât am avut de spus. Eu m-am dus. Pa!